speranța nu prea am ilustrat perspectiva să mai fie o șansă pentru mine, am zis totuși, dacă ar mai fi o șansă. Chiar aș vrea să o folosesc, Doamne, aș vrea să o iau de la capăt. Dacă Tu îmi spui că am posibilitatea aceasta să iau un restart spiritual, m-aș preda Ție pe deplin. Cu toată inima, dar nu știu, îmi dai harul acesta. O făgăduință pe care am luat-o în seara aceea a marcat destinul vieții mele până în prezent. Domnul să ajute să fie marcat pentru veșnicie. Dar m-am prins de cuvântul acela, am zis, Doamne, dacă îmi promiți și înțeleg clar că mai am șansă să fiu salvat, vreau să mă predau. Și când am citit făgăduința, am zis, Doamne, cât ești de bun, cât ești de bun. Nu știu cum te simți tu acum, dacă s-ar închide harul pentru tine în seara aceasta, ai fi salvat sau pierdut? Dacă cumva simți că ai fi pierdut, îți dau un sfat. Încearcă cum am încercat și eu. Cere Domnului să-ți vorbească direct, exact la nevoia ta, exact la situația ta, exact pentru tine. Și când vei citi, acceptă harul lui care este 100%. Te asigur că nu-i nimeni pentru care să fie pe arzie. Dar nu știu dacă va mai fi o altă ocazie. Așa că ar trebui să o fructificăm pe aceasta.